Bună seara tuturor și bine v-am regăsit. Într-o seară iarăși interesantă și specială și dragă mie, pentru că vin în fața voastră cu o nouă lansare și cu un nou proiect care s-a finalizat și este pregătit să să ajungă în mâinile voastre. Iată că în această seară m-am gândit împreună cu tine și cu voi cei care sunteți aici, alături de mine, să desfacem împreună pachetul de cărți, de tarot, intitulat Pandora Lenormand. Un, un nou set de cărți, de tarot, pline de simboluri, tot atât de interesante ca și cele din MacTub Tarot, dar cu altă configurație, cu altă specificație și cu alte lucruri mult mai. Diferite decât cele pe care le-ați auzit sau le-ați întâlnit. Încă o dată bună seara tuturor! Mă bucur că vă văd aici alături de mine. A, multe să vă povestesc, și că a fost o lună și jumătate plină de întâmplări, și mai mult decât atât, plină de întâlniri. Pentru că în această seară vreau să vă povestesc atât aspecte legate de pachetul de cărți Pandora Lenormand, cât și despre. Toate întâlnirile pe care le-am avut, în decursul celor pe puțin 40 de zile, în care m-am tot fațetat că n-am cum să mă exprim altfel, prin felul în care m-am gândit să predau aceste cursuri, eu nu știu ce a fost în mintea mea, stau și acum și mă gândesc, cum am putut să pun 8 evenimente într-o lună de zile în care să reușesc cumva sau să mă străduiesc cumva să le, să le pot preda, să le pot concentra în așa manieră încât să nu mă repet în alt eveniment, să pot să mă concentrez, să livrez exact tiparul acelui eveniment. Eu am experiență în spate, ani de zile în care am tot predat, cu trei luni cel puțin plecată de acasă, dar ajungeam să predau cam două evenimente o odată despre tehnici de citire a chipului și celălalt despre tainele feminității. Și mergeam într-un oraș, de exemplu cum era București, predam, terminam în săptămâna respectivă, următoarea săptămână era în Iași, cealaltă săptămână următoare eram în Brașov și tot așa mai departe, Cluj, Oradea, Timișoara și mă tot plimbam. Până când treceau cele trei luni de zile, dar predam cele două subiecte. Ca apoi, în timp, s-au strâns și alte proiecte și le-am dezvoltat, și așa mai departe. Iar în februarie m-am gândit: de ce să nu țin eu toate evenimentele pe care eu le am uh, într-o lună de zile? Să fie tot. Să predau tot. De obicei, am mai predat pe bucăți. Luna asta ceva, a venit partea cu online-ul și tot așa mai departe, până când am zis să-mi așez eu o provocare și să ajung să predau. Într-o lună de zile tot ce am. A fost fascinant, dar a fost greu, provocator, revelator. Nu știu dacă aș mai repeta una în aceeași manieră, dar m-am îmbogățit sufletește și mental foarte mult. Pentru într o dată am întâlnit oameni noi, aduară, pentru că am revăzut oameni care au mai fost și de demult. Și trei, pentru că am avut un eveniment excepțional intitulat Tainele masculinității. Și am să vă povestesc și despre acest aspect. A fost o mare surpriză pentru mine. Am rămas plăcut impresionată, foarte bucuroasă și cu tot respectul pentru bărbații care, care au venit în, în fața mea și au acceptat invitația de a se afla acolo preț de două zile în care împreună și eu cu ei și ei cu mine am descifrat anumite aspecte, am revelat și am spus lucrurilor pe nume. Despre toate astea vreau să vă povestesc în această seară și de ce nu să, să vă spun și despre partea din spate, ceea ce nu se vede, și anume partea aceasta de întâlnire și despre felul în care eu am perceput, am integrat și de ce nu am am adunat mai mult decât am oferit în același timp. Pentru că așa se întâmplă mereu: când oferi, primești. Să începem cu începutul, și cu, nu în ultimul rând, am să vă povestesc și un pic despre Egipt, pentru că și acolo am fost, după acest maraton al cursurilor pe care le-am susținut. Am fost până acolo, am dat o fugă, că n-am cum altfel decât așa să o văd ca o fugă în Egipt, nu fuga din Egipt pentru a finaliza un proiect despre care voi vorbi altă dată, dar care m-a încărcat foarte mult și mi-a dus o mare bucurie, pentru că m-am dus într-un nou, m-am spune așa, am fost din nou într-un loc unde am mai fost și acum un an de zile, un loc care m-a inspirat și care din nou, din nou mă inspiră. E despre toate aceste lucruri. Vreau să vă povestesc, pentru că știu că mi-ați tot scris zilele trecute, săptămâni la rând. Soada, povestește-ne și nouă cum e în maratonul respectiv. Și pe lângă asta, când apare pachetul de cărți Pandora Lenormand. Acum câteva săptămâni am ținut tot așa un live în care v-am prezentat ce înseamnă aceste pachete de cărți, acest proiect nou și am arătat și acele tablouri pictate special pentru pachetul acesta de cărți în urma cărora s-au realizat 36 de carduri specifice inspirate din pachetul de cărți Lenormand, pe care eu l-am intitulat Pandora Lenormand. Am explicat acolo așa pe scurt această incursiune și uh, vreau să vă fac o invitație. Mai bine spus să-ți fac o invitație. Așa cum am făcut și cu Mactub Tarot, Acum un an de zile în care mi-am dorit foarte, foarte tare, prin prisma acelui eveniment de lansare, să te întâlnesc pe tine, să te privesc în ochi și să te îmbrățișez. Să-ți mulțumesc că mi-ești alături și mi-ești aproape și că mă asculți și că ești aici atunci când vreau să împărtășesc o parte din lumea mea. Ce poate fi mai frumos pe lumea asta decât un om pe care îl poți întâlni pe stradă și care împărtășește aceeași viziune pe care o ai și tu? Nu te mai simți singur pe acest pământ când știi că există un om pe lumea asta care vede lucrurile așa cum le vezi și tu, le înțelege cum le înțelegi și tu, și că vorbești aceeași limbă. Iar asta pot să spun că este una dintre cele mai frumoase momente. Pe care le poate trăi un om vreodată. Iar în acea lansare pe care am avut-o anul trecut, am făcut această invitație: Vino! Vino la lansarea Mactub Tarot, ca să te văd, ca să te îmbrățișez, ca să te cunosc măcar pentru câteva zeci de secunde, pe tine cel sau cea care stă și mă privește, care e de acord ca realitatea, nu e de acord. Care se contrazice, care îi țin, îi țin companie în nopțile târzii, în momentele în care nu ai nicio prietenă sau niciun prieten, îți sunt prietenă și prieten, și vorbești cu mine și știu asta, și probabil că nu te mai simți atât de singur. Și toate astea le știu, pentru că au fost și au venit oameni, sau ai venit și tu în fața mea și mi-ai spus. Că ți-am fost alături, chiar dacă nu te-am cunoscut niciodată. Cred că ăsta este iarăși unul dintre cele mai magice momente să știi că ai fost și că ești în viața unui om pe care tu nu-l cunoști, și pentru el poți să fii o lume întreagă uneori. Acestea sunt declarațiile unor oameni care mi le-au făcut, mai ales în această lună în care am fost în București și am venit din nou iarăși în fața ta. Pentru tine, cel care ești nou și mă asculți acum, sau cel care ești de demult și mă asculți, să te invit din nou. Și vreau să te invit la o nouă lansare. Și nu atât de mult, poate, vei veni pentru lansare, că poate nu știi despre ce este vorba legat de Pandora Lenormand, poate că um, este iarăși ceva misterios și abia aștept să descoperi. Dar dacă dintre toate aceste lucruri, printre ele, există și o dorință de a ne întâlni noi doi, eu cu tine, sau noi două, eu te aștept să vii la lansarea mea, să-ți dau din nou îmbrățișare, să te văd din nou la chip și, de ce nu, să te cunosc. Pentru că cel mai mult și cel mai mult ce mă încântă este să întâlnesc omul din fața mea. Cel care era dincolo, pe partea cealaltă, și mă asculta. Așadar, te aștept la o nouă lansare, care se intitulează Lansarea Cărților de Tarot, Pandora Lenormand, care va avea loc în cinci orașe în luna mai. Vino să mă îmbrățișezi, vino să, să mă saluți în Timișoara pe data de 15 mai. Va fi lansarea de la ora 5 după amiaza uh, și la aceeași oră va fi în toate celelalte orașe și anume în 15 mai în Timișoara, în 17 mai te aștept în Cluj-Napoca, în 19 mai te aștept în Iași, în, 20, în 19 mai în Iași, în 22 mai în Brașov și în 24 mai în București. În aceste cinci orașe eu am să vin și am să fac lansarea cărților de tarot Pandora Lenormand în săl de conferințe. Accesul este gratuit, doar că va trebui să-ți faci o rezervare la numărul de telefon afișat pe www.suada.ro la secțiunea evenimente, iar acolo vei suna și îți vei rezerva locul pentru că îmi place să am o organizare frumoase, vin de obicei peste 300-400 de oameni la o lansare per oraș, așadar este necesară această rezervare tocmai pentru a-ți avea locul și de a ne putea bucura împreună într-o manieră frumoasă și organizată. Apoi, după lansare, tot în aceeași zi, lansarea va începe la 5 după amiaza în fiecare oraș până pe la vreo 7, deci vreo 2 ore, Va fi și sesiunea de autografe, atât pe cărțile de tarot Pandora Lenormand, cât și pe celelalte Mactub Tarot care vor putea fi găsite acolo în sală și celelalte cărți pe care le mai am și eu și Eduard. După ora 7, de la ora 8, între 8 și 10, va fi un seminar. Un seminar care se intitulează Arhitectura subconștientului prin tarotul Pandora Lenormand. De ce arhitectura subconștientului? Pentru că aceste cărți de tarot, după multe zile în care am stat și le-am studiat așa cumva temeinic, am realizat că există o suprafață foarte adâncă, chiar dacă sună ciudat, o suprafață adâncă așezată în subconștientul nostru ca niște case arată ca niște case, acele zone din subconștientul nostru. Iar aceste case sunt în număr de 36. Și ele pot fi văzute prin prisma pachetului de cărți Lenormand sau ele sunt refăcute după felul în care eu am vrut să se fie realizate așa intitulate Pandora Lenormand. Și de ce Pandora? Pentru că am căutat mitul speranței. Am căutat să văd unde se află speranța, dacă există vreo legendă legată de speranță, și am căutat despre speranță unde poate fi a găsită cel mai frumos pusă și revelată, și a fost găsită în legenda Pandorei. Pentru că ultima care mai rămâne în cutia Pandorei este speranța. Așadar, voi explica prin aceste carduri. Pandora Lenormand, uh, arhitectura subconștientului în acel seminar, care va avea loc după lansare în acea zi. Așadar, dacă doriți uh, să veniți, dacă vreți să mă întâlniți, iată că avem din nou șansa în luna mai. Și acum a venit momentul, iar apoi, printre una și alta, am să vă explic și cum a fost în maratonul meu din București, în mod special despre bărbați. Urmează în următoarele săptămâni să vorbesc mult despre bărbați și o să și înțelegeți de ce. Dar între timp să fac prezentarea. Și acum să cânte tobele și să apară noul pachet de cărți care a fost mult așteptat și acesta. Eu știu că îl vedeți invers, dar așa este filmarea și live-ul acesta. Acesta este pachetul de cărți, Pandora Lenormand. Aici este cartea cu numărul 29, care reprezintă simbolul femei sau feminitatea, iar din coace este așezat cardul cu numărul 22, care reprezintă alegerea sau drumurile despre care urmează să discutăm când am să desfac acest pachet de cărți. Picturile au fost realizate pentru că aceste imagini sunt de fapt picturi realizate în ulei pe pânză de către picturul Răceanu Adrian Mihai, același pictor care a realizat și celelalte 78 de tablouri, după care am lansat tarotul Magtub Tarot. Iată că am mai urmat încă un proiect și o colaborare cu el unde am. Am căzut de acord să picteze 36 de tablouri în ulei pe pânză, după indicațiile mele, care ulterior au fost prelucrate și scoase în Italia. Iarăși pentru că am ținut mult la calitatea hârtiei, cum am făcut-o și la orice fel de produs pe care l-am lansat, proiect mai bine spus, și de data aceasta tot acolo le-am lansat am să îl desfac pentru că vreau împreună cu tine și cu voi să ne uităm peste aceste carduri și să explique pe scurt așa despre ce este vorba. Ca și dimensiune, pentru că vreau să fac prezentarea lui, e cam atâta de înalt, este un pic mai scund decât Mactub Tarot, așa sunt în general toate cărțile de la Lenormand mai mici, chiar și mai mici decât atât, ele se realizează. Așadar, pentru a-ți face o idee cam cât sunt de mari, cam sunt într-un mod mai temperat să-l numesc așa, aici depășește cu mult felul în care le pot fi ținute cardurile de la Mactub, însă aici sunt făcute cumva așa să fie ascunse și ținute într-un mod foarte discret. Repet, sunt cărți și mai micuțe de atât făcute, m-am gândit să le fac și mai mici de atât, doar că am ținut foarte mult să se vadă imaginea și simbolul. Așadar, Haideți să desfacem pachetul de cărți de tarot, Pandora Norman. Între timp vreau să îți povestesc cum a fost la, 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 la un eveniment, un eveniment drag mie pe care nu m-am gândit vreodată să-l fac atât de curând. Iar acel eveniment se numește Tainele masculinității pe care l-am ținut acum în București pentru prima dată în viața mea. Eu am tot ținut tainele feminității, femeile m-au încurajat an la rând pentru că de vreo 10 ani îl țin să fac la un moment dat și pentru bărbați. N-am îndrăznit. Vă spun sincer că n-am îndrăznit pentru că m-am gândit ca toată lumea, probabil cum s-au gândit și alți oameni. Bărbații deocamdată nu au așa de mare deschidere către acest tip de cunoaștere, și poate dacă l-au, nu neapărat de la mine. În timp, așa s-au mai evit discuții, și au mai venit și alți bărbați care mi-au tot scris și mi-au spus-o, dar spunele și altor bărbați, nu doar femeilor, aspecte care, mai ales că știi din lumea Doamnelor, tot ce se întâmplă în sufletul lor și în viața lor, să le, să le spui și lor. Și mai mult decât atât, să ne spui și nouă, bărbaților, din punctul tău de vedere, cum vezi tu ideea de bărbăție. Și mai mult decât atât, dacă există vreo sursă de unde putem învăța mai departe, de unde putem pătrunde într-o taină și noia noastră a masculinității. An la rând m-am documentat, am studiat și am fost un observator. Și până când am zis a venit timpul să fac ceva și pentru bărbați. Vă spun sincer că nu m-am gândit să am mai mult de 5-7 bărbați în sală nu m-am gândit și nu pentru că nu ar fi venit, ci pentru că nu am simțit cumva că care ajunge cumva până la ei informația. Și m-am gândit, zic, măcar cinci bărbați să am sau șapte cărora să le pot vorbi. Și am rămas nu plăcut surprinsă, extrem de încântată să văd că în România, în fața unei femei au venit atât de mulți bărbați, că s-au umplut sala de conferințe. Și nu orice fel de bărbați. Au venit bărbați, eleganți, stilați, deschiși, hotărâți, puternici. Ceva ce n-am simțit niciodată a fost un lucru foarte straniu. Fiind foarte obișnuită să fiu într-o sală, marea majoritate doar femei, mai ales când vine vorba de tainele feminității unde sunt numai femei, că e exclusiv femeilor, când am intrat în sală unde mă așteptau, nu știu, mulți bărbați erau acolo, era sala plină în București, s-a simțit o, o tărie, o încărcătură specific masculină. Uh, nu mi-a fost ușor și în același timp uh, nu m-am lăsat. A fost atât de frumos. Am rămas plăcut impresionată pentru deschiderea care au avut-o. Și mai mult decât atât, susținerea femeilor din spate, că mi-au scris când au văzut fotografiile din sală, soada, ce ne bucurăm că măcar uite ajung și bărbații, nu știu, să afle și ei aspecte care ne dor. Am fost un fel de mediator, mediator între lumea femeilor către lumea bărbaților. Iar bărbații au fost extrem de receptivi și vreau să le mulțumesc. Au fost două zile, au stat câte șase ore, după ce se termina conferința, unii dintre ei rămâneau și la masa rotundă, ca așa am intitulat-o, la discuții în privat, la întrebări. Atâta de deschiși au fost acești bărbați, și atât de puternici în același timp, și foarte hotărâți să facă o schimbare, să înțeleagă, să pună întrebări, încât mi s-au umplut inima de bucurie. Și vreau să le spun femeilor că există speranță atât și pentru ei că le-am dat și lor acea speranță prin prisma multor voci feminine care au, prin mine au ajuns la ei și le-am explicat anumite aspecte așa ca un mediator, dar vreau să vă transmit și vouă, doamnelor, că speranța este și de partea noastră pentru că sunt dispuși bărbații să, să meargă mai departe, să înțeleagă o altfel lumea. Poate am fost doar un deschizător de drumuri și nu neapărat au înțeles totul, deși am primit feedback-uri și mail-uri foarte frumoase de la ei în care mi-a explicat așa punctat cum o face un bărbat, așa foarte bărbătește, ce le-a plăcut. Foarte atenți au fost la absolut tot, de la gestică, la mimică, felul în care i-am primit, felul în care am predat, felul în care am gestionat reacțiile din sală. Absolut tot, 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 tot. Mi-au făcut așa un, o scanare completă și ei pe mine m-au scanat, dar și eu pe ei. Și a fost, a fost o întâlnire frumoasă și matură. Acum nu știu câte femei din România au mai ținut seminarii pentru bărbați, despre bărbați, în care să vină într-o sală. Nu știu personal. Ce pot să spun e doar atât că eu le mulțumesc și că am să repet figura. Și am să o mai fac și le mulțumesc pentru că au îndrăznit și pentru că au venit. Și mai mult decât atât, pentru că vor mai mult de la ei și nu neapărat de la noi. În același timp și de la ei. Iar legat de asta, cam atât pot să vă spun, pentru că din culise ar fi prea multe. Uh, îi salut pe această cale, atât pe bărbații care au venit, cât și pe cei care vor veni și în alte orașe când voi face. Mm, pozele vorbesc de la sine. Uh, vă puteți uita, dragi bărbați, acolo pe Facebook la mine să vedeți că avem dovada. Uh, le mulțumesc că sunt eleganți, galanți, decenți și receptivi. Iar pentru asta mă simt onorată și eu la rândul meu că am avut un public de mare și de înaltă calitate. Revenind la Pandora Lenormand, acum vreau să vă arăt cutia. Așadar, am să mai revin legat de evenimente, dar vreau așa să le combin puțin ca să nu rămânem axați doar pe un singur subiect, pentru că știu că vă place diversitatea. Așadar, așa arată pachetul desfăcut. Este tot așa lucios. Foarte frumos realizat. Grafica a realizat-o, evident, Eduard, adică pe pachet. Absolut tot ce vedeți, felul în care au fost realizate aceste împletituri, alegerile pe care le-a făcut, culoarea pachetului de cărți, încadrarea, scrisul, fontul, tot ce vedeți aici este lucrarea lui Eduard Agaki și sunt extrem de recunoscătoare și foarte mult apreciez efortul pe care l-a depus pentru că nu e ușor să realizezi o astfel de lucrare așa cum ea trebuie să arate și anume prezentabilă. Și elegantă. Pachetul de cărți are pe față, fața fiind acolo unde se deschide, imaginea cu numărul 29, în care este reprezentată femeia. Așa se numește această carte, femeia. E legat de descrierea și aspectul simbolic, voi trece în revistă în momentul când desfac pachetul de cărți și ajung în preajma ei. Am ales pe această parte să fie femeia pentru că în conceptul simbolisticii o reprezintă în acest caz legat de pachetul acesta de cărți pe Pandora. Simbolic, evident. Pe Pandora din legenda Cutia Pandorei pe care vă invit să o căutați și voi pe internet ca să nu iau din timpul prezentării, dar o să vă și explic în cadrul lansării cine a fost Pandora și cum anume am ajuns la Cutia Pandorei. Din coace pe Verso este cardul cu numărul 22 care este intitulat uh, drumul sau mai bine spus răscrucea de drumuri pe care o vom expune în momentul prezentării simbolului. Este un simbol al alegerilor aici în acest moment și anume alegerea pe care va trebui să o faci în momentul când vrei să ajungi la uh, speranță. Speranța despre care vom tot discuta legat de Pandora Lenormand sus. Evident că știu că se vede scrie Pandora Lenormand și site-ul uh, suadagaki.com. În partea inferioară o să vedeți că există traducerea și în limba engleză, adică avem și partea de traducere. Uh, bucletul sau cărticica care se regăsește în pachetul de cărți uh, este scrisă într-o manieră simbolică, și anume descrie fiecare card. În limba română, dar și în limba engleză, pentru că este prevăzut pentru și, liv și pentru livrare și studiul internațional. Din coace, pe Muchie, avem o cutie care reprezintă Cutia Pandorei și scrie așa: Descoperă darurile din viața ta. Iar din coace, tot o cutie a Pandorei avem și scrie în engleză: Discover your gifts in this life. Așadar, să-ți descoperi darurile din viața ta. Deschiderea cutiei este una foarte elegantă. Cu această parte mult mai lungă în momentul când închizi pachetul de cărți să rămână perfect închis, să nu se ridice absolut deloc dacă îl porți la tine. Așadar avem și partea aceasta foarte bine gândită pentru a putea uh, proteja foarte bine cărțile. Și acum voi scoate pachetul de cărți tada, afară din cutie. Voi lăsa deoparte cutia și aici o să vă fac scurta prezentare până să trec prin fiecare carte. Avem așa, 36 de cărți, de carduri, de numerotate de la 1 la 36, cu imaginea simbolică și cu cartea de joc care oricum apare în fiecare card. Totodată există și bucletul, adică carticica în care sunt scrise interpretările fiecarei cărți sau fiecărui card, cu istoricul și totodată, și interpretarea în limba engleză. Avem cardul de prezentare a produselor pe care eu le am, și Eduard, și un blank card sau cardul alb pe care îl voi folosi de obicei personal în a mai așeza încă o carte în momentul când studiez anumite aspecte prin cărțile de tarot, sau deseori a fost folosit de către ceilalți oameni care au achiziționat un pachet de cărți, fie de Mactub, Taros sau cei care vor achiziționa acesta, să-și scrie autograful sau să-și picteze cardul lor, felul în care ei vor să arate această carte. Așadar, acestea sunt cărțile. O să mă întrebați acum când poate fi achiziționat pachetul de cărți. Odată va putea fi achiziționat în sălile de conferință în lansare. Până atunci nu va putea fi achiziționat altfel decât în sala de conferințe. După ce se termină lansarea, din data de 26 mai, va putea fi comandat de pe www.soada.ro cu livrare internațională, atât în România cât și peste hotare și în America nu contează unde, peste tot se poate livra acest pachet de cărți. Așadar, legat de pachetul acesta de cărți și de achiziționarea lui, el va putea fi găsit în sălile de conferință în momentul lansării. Iar apoi, când se termină lansarea, după data de, din data de 26 mai, el va putea fi cumpărat și achiziționat comandat de pe soada.ro. Haideți să trecem prin fiecare card. Avem așa. Odată vreau să vă prezint calitatea hârtiei pentru că ține neapărat la ea și anume să se întoarcă înapoi cartea, să nu rămână îndoită. Este aceeași calitate ca și la Mactub Tarot. Contează foarte mult pentru cei care lucrează cu cărțile acestea să se întoarcă înapoi, să nu rămână îndoite. 2. Au un luciu specific și anume nici ca o poză, încât să pară ca o fotografie, ci este în așa manieră încât să nu se deterioreze și să ce frumos în momentul când sunt așezate cu celelalte cărți. Dacă se varsă, nu știu, un lichid peste ele, nu se moaie, nu se deteriorează, în fine, nu atât de ușor. Pe spate, așa arată cartea pe spate, este de culoare tot maronie, deși sunt irizații și de negru cu maro. Aici aveți toate detaliile și împletiturile frumos realizate, evident de către doar el s-a ocupat de partea din spate a cărții, iar simbolul aici este al Pandorei sau al cutiei Pandorei acolo unde este toate aspectele din viața noastră, la fel ca și din subconștientul nostru. Dar niciodată nu se va risipi speranța care ea rămâne acolo. Am lucrat pe un sistem, pe 36 de case, 36 de aspecte din subconștientul nostru, unde, indiferent cât de tare fugi în viața asta, de toate acele aspecte pe care încă le păstrezi așa, nu vrei să abordezi acel subiect, ai trecut prin ele și crezi că au, au fost așezate frumos. Iată că prin aceste case, aceste simboluri, poți să treci măcar în revistă, să intri în ele, în acele case din subconștientul tău și să-ți dai seama că sunt oameni care îți umblă într-o formă manipulativă. Asta mi s-a părut unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le-am putut găsi în acest sistem. Care sunt cele 36 de chestiuni din viața noastră, unde indiferent că trecem sau nu trecem prin ele, aspecte din existența noastră care sunt închistate, încrustate, fixate în subconștientul nostru. Am lucrat mult pe case, adică să le numesc, să le denumesc Tocmai pentru a găsi acel cuib din subconștientul uman, număr de 36 de cuiburi. Unde la un moment dat cineva găsește cuibul, se revelează, se deschide cutia Pandore din acel domeniu sau sector al vieții, încât trăiește toate aspectele fie dezastroase, fie din contră începe și uh, se bucură de casa respectivă sau de partea aceea din subconștient. Tot acolo se poate băga cineva în subconștientul tău, fie prin stare de hipnoză, fie prin inducție, fie prin magnetismul personal sau carisma unui om. Adică există foarte multe instrumente și dacă nu-ți cunoști aceste 36 de case și nu știi cum să le închizi, să le pui zăvorul sau să le controlezi, e foarte ușor în viața asta să rămâi extrem de afectat. Așadar, prin Pandorale Normand, eu vin în fața publicului și le revelez felul în care arată aceste 36 de zone din subconștient, cum pot fi ele studiate și cum arată. Și aici ne ajută aceste cărți din Pandora Lenormand. Așadar, eu o să vorbesc doar așa simbolic despre casă, pentru că mi-ar lua foarte mult să descriu ce înseamnă această carte, dar o voi face în cadrul seminarului. În schimb, aici am să vă spun casele, așa ca un mare dar pe care vi-l fac, să aflați și voi care sunt cele 36 de aspecte sau de case din mintea ta. Încă un lucru și încă un anunț până nu încep să trec prin ele, este că v-am spus la început că am să vorbesc mai mult despre bărbați în următoarele săptămâni și vă spun și de ce. Dacă mai țineți minte, acum un an am făcut 22 de episoade despre relațiile de cuplu prin prisma cărților de tarot, Mactub Tarot. Adică am explicat, folosindu-mă de cărțile din tarot, cum arată o relație și stadiul ei. Bun. Și am zis, bun, de data asta, ca să pot să prezint și căr cărțile, cardurile acestea, și totul să fie într-o formă dinamică, am să fac și de data asta episoade. Și nu oricum, nu o să mai vorbesc despre relații folosind 36 de etape, ca să descriu 36 de etape într-o relație, pentru că am făcut-o deja prin cele 22 de etape din tarot. Pentru cei care nu, știu despre ce e vorba, poate să caute la mine videourile din urmă și vor vedea acolo că se episoade cu etapele relațiilor. De data asta am să fac altceva. Cred că o să vă placă atât vouă bărbaților cât și doamnelor o să le placă foarte mult. De ce? Pentru că m-am gândit să descriu, folosindu-mă de cele 36 de carduri simbolice, să descriu 36 de bărbați. Tipuri de bărbați, felul în care sunt ei, mai mult decât atât, într-o formă extrem de educativă, ca un mare dar pe care vreau să-l fac bărbaților, dar în același timp și femeilor, ca să aibă și ele, în sfârșit, acel partener și așa liniște pe care tot o caută într-un formă sau alta, și bărbatul mai ales că își caută liniștea, m-am gândit să-ți fac așa o descriere, ție ca bărbat, folosindu-mă de aceste cărți. O să fac episoade, nu știu câte în total dar după Paște va fi, până în lansare. O să, o să fie foarte interesant pentru că la fiecare carte am să descriu tipul de bărbat care îl putem găsi în jurul nostru și care sunt aturile lui și care sunt aspectele mai puțin plăcute ale sale. Așa că bărbat te poți educa, te poți descoperi. Pentru că el fie există în tine, fie există în jurul tău și vei ști cam cum poate fi văzut din punct de vedere simbolic. Într-o manieră, evident, foarte nostimă, hilară, sarcastică, educativă, profundă și spirituală, realistă, eu, Suadagaki, am să le cuprind așa pe toate acestea, într-o formă uh, cuprinsă în episoade. Folosim, mă repede de Pandora Lenormand. Așadar, după ce va trece Paștele o să fac un anunț pe Facebook în care voi prezenta data în care voi începe să intru live în direct pe Facebook Să vă fac prezentarea bărbaților, 36 de bărbați, tipuri de bărbați Haideți că o să fie delicios, sunt convinsă că o să vă placă, mai ales domnilor o să le placă Pentru că n cum să nu te regăsești la un moment dat Uite de exemplu, așa în jos călăreți plin de adrenalină în tine și testosteron. Și o să fac tot felul de afirmații interesante, evident puțin ciupite și din ego-ul vostru, dar unul foarte sănătos în propria voastră devenire în excelență. Așadar, să vă arăt fiecare card. Și am să vă spun doar casele din subconștient. Aici avem, așa arată, casa ă, surprizelor. Adică în subconștientul nostru există o zonă unde vrem să trăim conceptul de surpriză. Uh, unde se vede surpriza, ce treabă are acest cal și acest călăreț și acest uh, simbol, toate aceste aspecte de aici. Nu, nu este momentul, dar vreau doar să vă prezint prin imaginea simbolică, care o să vă rămână și vouă în minte, cum arată simbolul văzut prin Pandora Lenormand ale ideii de surpriză. Așa arată casa surprizelor. Și, evident, și pictura, și cardurile, cum au ieșit. Uh, Arată excelent, este de o calitate foarte înaltă. Al doua casă se numește, din subconștientul nostru, casa norocului. Omul în, în viață caută și norocul. Și indiferent cât ar fi de pragmatic și de practic logic un om, indiferent de statutul său social, de zona în care se află pe această planetă, în subconștientul lui există o casă și anume a norocului. Și dacă cineva învârte cele 36 de case într-o discuție despre surpriză, noroc, bani și în fine le le atinge într-o formă manipulativă, omul se simte extrem de citit, ghicit de-a dreptul. Și dacă mai așezi și niște informații în aceste case, gen ai norocul scris în frunte sau din contră ești un ghinionist, undeva acel om are cumva în el, o... i s-a sădit în această casă o sămânță fie a îndoielii, fie a speranței. Pentru că despre asta e vorba în Pandora Lenormand, despre o anumită speranță, un gen de speranță foarte subtilă care manipulează mase mari de oameni într-un sens pozitiv, dar nu există deocamdată, dar care deocamdată este luată speranța din mase mari de oameni atingând cele 36 de case și ajungând omul înrobit de către un reprezentant. Așadar, este de mare valoare informația pe care vă ofer acum, chiar dacă la început nu o să vă dați seama, dar cine este atent își va da seama că dacă se atinge această casă într-o discuție și vă spune un reprezentant în fața voastră în care voi credeți, gen mama sau tata sau cineva important, poate fi și un președinte, un șef în care voi credeți, și atinge o casă în discuție, în voi se implantează fie sămânța îndoielii, fie sămânța speranței. Așadar, mare atenție de acum acolo prin imaginile pe care urmează să vi le arăt. Așa arată casa norocului. Următoarea casă, casa călătorilor, Casa familiei. Uneori familia poate fi plină, încărcată cu diversi membri, altă poate fi un singur om Părăsit cumva de familia sa, în care prin ochii săi se deschid ferestrele sufletului căutând în sinele său o familie E de o complexitate imensă simbolul, fiecare simbol din fiecare carte Dar am să trec rapid prin case și doar atât și aștept în lansare să vorbim despre simbolurile Casa sănătății, e cardul cu numărul 5 Într-o discuție, dacă cineva atinge discuția despre sănătate și livrează un anumit tip de informație, iarăși reprezintă un, un, aspect sensibil. Următoarea casă reprezintă casa confuziei sau casa gândurilor. Tot ce se vede închis de culoare reprezintă gândurile negative și ce le deschise la culoare sau norii deschiși la culoare reprezintă gândurile pozitive care evident sunt suflate în această pictură, de către un simbol al umanității, felul în care ne sunt manipulate gândurile. Următoarea casă este Casa Trădării. Aici este o carte care reprezintă șarpele, așadar, în mintea noastră, trăiește încă o casă, se deschide numită trădare, ne simțim fie tot timpul atenți, să nu ne trădeze cineva încrederea zi de zi parcă și noi la rândul nostru simțim că fie s-ar putea cineva să ne trădeze sau noi la rândul nostru trebuie să câștigăm din nou și din nou încrederea cuiva. Mai departe avem următorul card care se numește uh, Casa Morții. Buchetul reprezintă casa darurilor, Casele, repet, sunt dezvoltate de mine, sunt numite de mine, nu veți găsi nicăieri denumirea caselor decât la mine, pentru că sunt realizate de mine. Aceste 36 de denumiri de case. Casele sunt în Pandora Lenormand în formă de divinație, dar nu sunt numite, ele sunt doar folosite în scop de divinație. În cazul de față, o să vedeți felul în care cărțile de data asta se amestecă. Și vor fi așezate în cele 36 de case și acolo vom studia împreună câteva aspecte legate de arhitectura subconștientului. Adică de data asta amestecăm cărțile, dar vom folosi casele fixe tocmai pentru a vedea un aspect foarte, foarte important în momentul când le vei găsi imagine în aceste case. Mai departe avem următoarea carte care este reprezentată de coasă numită Casa Pericolelor. 11. Cardul cu numărul 11. Aici avem biciul, care casă este numită Casa Conflictelor. Cardul cu numărul 12. Sunt păsările și reprezintă Casa Comunicării. 13. Avem copilul, care reprezintă Casa Copiilor. 14. Vă puteți și nota O să vă ajute foarte mult să mai meditați asupra lor, să vă uitați puțin peste toate casele și să vă gândiți așa. Dacă s-a omis ceva și veți vedea că nu. Dacă cineva atinge în discuție, repet, toate casele și am făcut o demonstrație în, acum în București, în sala de curs, când predam tarotul, pe de o parte am dezamăgit publicul că nu se gândeau Că poate fi atât de ușor ca cineva să-ți întoarcă pe dos toată mintea și să poate atinge niște discuții care sunt universal valabile. Adică, dezamăgit a fost pentru că le-am luat un mit în sensul acesta despre felul în care unii oameni vedeau ideea de divinație. Pe de altă parte, am putut să le fac și o demonstrație: că dacă știi cum să folosește casele și să pătrunzi în mintea oamenilor prin aceste case. Tu devii în timp un, uh, un mare uh, om care se infiltrează încet, încet și însămânțează. Este un aspect greu de explicat aici în live pentru că mi-aș dori să vă văd în față când vă explic și o să și înțelegeți de ce în momentul când ne întâlnim. 14 este casa capcanelor reprezentată de vulpe. 15 este ursul reprezentată... Prin ca, reprezentat prin casa puterii. 16. Ste, stelele sau steaua reprezintă casa dorințelor. 17 este barza, se numește casa schimbărilor. 18 câinele și reprezintă casa prietenilor. 19. E turnul și reprezintă casa carierei. 20. Este grădina și reprezintă casa socializării. 21. Este muntele și reprezintă casa ambițiilor. 22. Răscrucea de drumuri și reprezintă casa alegerilor. 23 șoarecii reprezintă casa pagubelor. 24. Inima reprezintă casa iubirii. 25. Inelul reprezintă casa căsătoriei. 26. Cartea reprezintă casa cunoașterii. 27. Scrisoarea reprezintă casa veștilor. 28. Bărbatul reprezintă casa masculinității. Uite ce frumos e aici bărbatul, să vă arăt și mai de aproape. 29. Femeia ca o harpă. Dacă știi cum să cânți la ea, va scoate sunete frumoase. Dacă nu, asta e. 29 femeia reprezintă casa feminității. 30 crinul reprezintă casa înțelepciunii. 31 soarele reprezintă casa succesului. 32 luna reprezintă casa creativității. 33 cheia reprezintă casa soluțiilor. 34. Banii. Casa banilor, reprezentată prin pești. Adică cartea se numește pești, sunt în deșert și plutesc în câteva bule de apă, picături de apă. Iar peștii în cardul Pandora Ren, Lenormand reprezintă casa banilor. 35. Ancora reprezintă Casa Voinței. Și crucea, cartea cu numărul 36, reprezintă Casa Încercărilor. E. În aceste cărți, în aceste case mai exact, care ele vor fi așezate în forma aceasta, număr de 36, și am să vă și explic mai mult în cadrul lansării, aceste cărți se vor lua și se vor amesteca. Și momentul când vor fi așezate într-un mod anume în aceste case, atunci să vezi distracția. De ce? Pentru că, de exemplu, dacă eu iau un oarecare om și spun așa, fără să am nicio carte în fața mea, fără să am nimic, pur și simplu am înregistrat în mintea mea casele, știu că este 36 de case. Și tu ai înțeles ce cuprind ele și care e simbolul lor. Și poți să începi așa și spui, dragul sau draga mea, uite, văd așa cumva, nu știu, felul în care tu vorbești, comunicarea așa la tine este într-o manieră foarte atipică. Parcă, nu știu, cu nimeni nu te înțelegi. Cred că vei naște un conflict în curând dacă nu ai grijă pentru că pericolele și confuzile pe care tu le lansezi desior în casa ta mai mult decât atât, aduci și surprize non-stop în momentul când spui anumite aspecte. Cred că vei naște dorința unora din familie să plece foarte departe. Mai mult decât atât, văd cumva în jurul tău că tot prin pagubă trăiești. Iar succesul parcă nu se mai apropie. Cred că ai nevoie de o mare călătorie undeva la drum lung să te duci pentru că în umbra ta stă o trădare. Cineva te-a trădat cumva. Sau poate că în urma unor daruri pe care tu le-ai tot dat și generoasă fiind așa din fire Va trebui să faci totuși o alegere Pentru că în cariera ta și mai ales undeva foarte aproape într-o legătură Ca într-un contract, fie ca într-o căsătorie Se va, se va ivi un aspect, un, un aspect masculin, un bărbat va fi acolo care te va ajuta Deși undeva în familia ta, repet Cineva a suferit, oricineva a murit, ori acolo apare un pericol, deși văd cumva în același timp în viața ta un mare proiect. Poate că e un copilaș care vine aproape de tine, chiar dacă mai ai unul, doi, dar nu se știe. Cred că mai apare, cred că e un proiect undeva în viața ta. Și dacă mă uit în căsătoria ta, cred că vei avea o mare, mare încercare. Uite, vedeți când încep să vorbim și m-am inspirat doar din case am amestecat în limba mea cât am putut așa pe moment creativ, doar casele. Tu îți dai seama ce ușor poți pe un om să-l debusolezi, mai ales când vrei să iei speranța? Folosind denumirea caselor într-o într conversație, te, te, infiltrezi în subconștientul lui și poți să-i însămânțezi dubii sau din contră mari speranțe. Și asta a fost o mică incursiune și demonstrație prin case. Nu mai zic că n-am pomenit de toate, pentru că n-am stat acum să fac o compunere prin toate, dar aici este un cuvânt simbolic legat de casă. Sunt multe cuvinte cheie cuprinse într-o singură casă. Eu am folosit cuvântul uh, soluție sau încercare din în casa 36, de acolo pot să zic karmă ca și sinonim foarte multe aspecte, cuvinte care se încrustează în acea casă, sinonime cu casa încercărilor, cum ar fi karma, destinul tău, felul în care în fine, toate alea. Cum anume pot să bagi în mintea unui om diverse chestiuni. Asta vreau să vă învăț, să fiți lucizi. Iar asta nu știu cât de mulți oameni o să caute să vă învețe să fiți lucizi. Sper să fiu și eu din ce în ce mai lucidă, dar mă ajut și eu de simboluri străvechi și de simboluri nu de oricare care sunt nemuritoare. Și vreau să vă învăț de aceea vă aștept. O dată în lansare și doi alături de mine în aceste episoade care vor urma. Am fost omul care de cel puțin 10 ani v-a învățat numai de bine. Și de data asta am să vă învăț nu doar de bine, ci să, fiți, să vă aveți doar pe voi. Să nu vă pătrundă nimeni foarte ușor acolo unde voi nu vreți. Și cel mai ușor poți să intri într-un om prin mintea lui. iar Pandora Lenormand va fi un instrument drag vouă pentru a vă putea nu apăra, ci a vă putea relaxa. Pentru că în apărare stă teama, în relaxare stă întotdea și întotdeauna ceva divin și dumnezeiesc. Eu vă mulțumesc pentru această seară superbă și pentru maratonul în care am stat ore în șir, seară de seară în acel maraton unde am întâlnit oameni, unde mi-au venit oameni și din altă țară și din alte țări și cunoștințe. Știți cum a fost sala de conferințe? Un trafic intens în pauze pentru că ba părea oameni care veneau să mă salute uh, din alt, alte, cursuri pe care le-am ținut și aflau unde sunt. Ba veneau oameni care, uh, a fost și luna martie, să-mi aducă un buchet de flori. Ba apăreau doamne și domnie din alte Surse cumva să, să se reîntâlnească, apăreau la un moment dat și copii și oameni în vârstă și mame și ce să zic, a fost frumos, frumos tare, tare de tot e, Sunteți oameni foarte frumoși și mă bucur foarte tare că v-am întâlnit și nu va fi pentru ultima oară De aceea și lansarea o fac publică în sală de conferințe pentru a găsi ocazia să vă revăd și să vă întâlnesc și mai mult decât atât, să vă învăț din tot ce știu, și tot ce e mai bun, și tot ce folosesc eu în viața mea, să vă fie și vouă de folos. Um, vreau să-i mulțumesc și lui Eduard pentru absolut tot. Pentru că, fără ajutorul lui, nu ajungeam unde sunt și um, el este toată dragostea și toată iubirea mea din toată viața aceasta și cele care au fost și care vor veni. Și vreau să știe că îl iubesc din tot sufletul și mi-a fost alături în acest maraton și oamenii au fost acolo și au văzut că iubirea nu e doar pe hârtie sau pe postare, ci este și acolo unde fizic doi oameni se întâlnesc și sunt susținuți. Și ne susținem unul pe celălalt Vreau să le mulțumesc și colaboratorilor mei, lui Rare și lui Iliana, Pentru ajutor, pentru că au fost alături de mine și pentru că sunt mereu acolo Și nu în ultimul rând, îi mulțumesc și lui Răceanu Adrian Pictorul care a realizat aceste frumoase lucrări Și mai ales unor oameni foarte importanți Trebuie neapărat să le mulțumesc acum înainte să termin acest live. Și acești oameni importanți sunteți voi. Fără voi, viața mea ar fi pustie. Așadar, vă iubesc, vă îmbrățișez pe toți împreună, așa aici, în suflet, și abia aștept să ne revedem, să aveți parte de sărbători frumoase, de un Paște liniștit și luminat și ne revedem foarte curând. Vă iubesc tare mult și să fiți sănătoși și binecuvântați. O seară frumoasă! Nu uitați să vă înscrieți uh, pe soada.ro la lansare. Dacă tot am rămas așa în discuții, cu atât de multă iubire, iubirea se arată, nu se vorbește așa, dar vă aștept. Ceau!